Bună seara, dragii mei, cum spune Busum. Astăzi o să vorbim despre o nouă, haide să-i spunem, interesantă chestie. Poate și un pic de sâmbure, de adevăr, pe la mijloc. Era o fată care la un moment dat era singură și la un moment dat cerea să aibă o relație de lungă durată. Așa că ajunge să cunoască la nu știu cât timp un băiat prin diverse persoane. Practic, varianta românească te însoară babele. Dacă nu te însoară tu, știi? E, răspunsul vine în felul următor, sau povestea vine în felul următor. S-au cunoscut un pic, după care ea, fiind singură, i-a cerut o chestie interesantă. Să se căsătorească cu el. Așa că el îi răspunde da. S-au cunoscut, dar nu foarte mult. Adică, știi tu, când ai o relație cu un băiat și o fată, sau băiat, fată, sau fată, băiat, trebuie să te cunoști înainte, știi? E, ei se cunoșteau de foarte puțin timp. Și era în felul următor. Ajung la starea civilă. Și întreabă ofițerul stării civile în felul următor. Nesilit de nimeni, ne sau nesilită de nimeni, ești de acord să-l iei pe Cutărescu pe viață până când moartea vă va despărți ca nevastă? Ca nevastă. Pentru că ea așa vrea. Și răspunde repede, da. Bun. Vine întrebarea și pentru el. Nesilit de nimeni și toate cele dorești să te căsătorești cu persoana Y și să-i fii soț până când moartea vă va despărți? Iar el răspunde da. După care se începe să consume un pic relația lor. La început s-au plăcut, un pupic, mai încolo un putic. Sau un sex, sau cum vrei să-i spui. Ai atât a contat. Dacă aveți pupicul și futicul, restul nu mai contează. Pe care au început. Și tu ce ai? Păi eu am o mașină de brandul nu știu care. Și tu ce ai? Eu am o mașină de brand la fel ca al tău, dar e mai veche ca a ta, dar e mai sus ca a ta. O chestie miștocărească, măgărească, știi? Bun, atunci aș... Da, școală, câte clase ai? Păi, știi? Păi nu, spune. Păi, nici liceul nu l-am terminat. Iar tu? Păi eu am terminat și master. Ma, e bine pentru mine ca mergea în viață. Cum așa? În cazul cel mai rău că nu am unde să muncesc sau așa, stăm pe salariul tău, în casa ta, în mașina ta. Dar
afară o să fac orice, să mă duc la muncă, știi? O să caut pe aici, pe acolo, pentru ale mele, 8 clase sau ce mai vrei să-i mai spui. Sau cele 12 clase neterminate, sau în fine. Și așa începe primul scandal în viață. Și acum începe chestia aceea română-ungărească. Datorită faptului că voi m-ați îmbrobodit să-mi iau această femeie, soție și nevastă, sau acest băiat, soț și mai știu ce, și bărbat, la sub braț pe viață, voi sunteți de vină. Nu că ai avut o idee genială atunci când ai zis la starea civilă, nesilit de nimeni și de voie bună, ești de acord să-l iei de soț sau să o iei de soție pe viață până când moartea vă va despărți? Da. Și au zis, da. E? Și povestea noastră începe cu asta e, știi? Asta e. S-au plăcut într-o săptămână, s-au pupit în a doua săptămână, în a treia săptămână s-au regulat. Asta dacă s-a întâmplat într-o lună, că se poate și într-o săptămână. La cum merge viața. Și ajungi la chestia aceea interesantă. Păi de asta e drăguță, că nu s-a consumat relația între noi, relația de lungă durată pe care am decis-o noi doi împreună, la ofițerul stării civile, a fost să spunem da, nu ba. Ca soț sau ca nevastă. Și acum el începe, sau ea începe, dacă e cu 8 clase sau invers. Păi, interesant, nu? Dar nu s-a consumat relația. La început ne-am dat un pupic, o întâlnire, apoi pupic, întâlnire și regulat. Parcă ar fi vreo mai mult, știi? Și atunci a apărut nesilit de nimeni și de voie, ești de acord să fii nevastă sau soț pentru ea sau pentru el? Și răspunsul lor a fost sec, da. După care începe, opa, prima poveste în viață sau prima ceartă în viață. Opa, că nu e așa albă treaba cum credeai. Cine te-a îmbrobodit? Da, e bun, e bun. Sau e bună, e bun. Ce a terminat? Nici liceul nu l-am terminat. Și ce vrei? RCA și pentru mașina ta și a mea mai ales. Acum că ne-am îmbrobodit și ne-am cules, poți să fii și soție. Prin am călca, am găti, am face mâncare, a ne dă străbăla în pat, a ne da un pupic. Practic, o escrocherie. Doar asta e viața, nu? Asta e. În prima săptămână s-au sărutat, în prima săptămână s-au întâlnit, a doua săptămână s-au sărutat, a treia săptămână s-au regulat, a patra săptămână s-au însurat. După care încep tunetele și fulgerele. În haideți să-i spunem ceea ce se cheamă a lor viață de cuplu. Și o să înceapă. Datorită faptului că ne-ați cuplat și că nu știu ce și că am avut prima ceartă și că nu mai reușim să ne
Îndreptăm. Voi sunteți de vină, că le-ați cuplat, știi? Păi, dar n-ați vrut voi, neînsilit de voie și așa, vrei să fii nevastă sau soț? Da. După care ai aflat. Păi știi, eu sunt cu vreo, hai să-i spunem, 12 și cu 4 și cu încă 2. Cât am zis? Clase sub tine, nici nu mai știu să adun, nu? Păi da, ce? Și invers se poate. Da, dragule, am sub tine 15 clase. Dar nu e o problemă. Că te spăl, calc, apretez, te sărut, ne regulăm. Copil creiem, familie creiem, eu am RCA, noi nouă ne va fi bine, nu? Sună bine, nu? Foarte bine. Eu vă spun că nu-i bine. Că toată viața, numai că toată lumea te va întreba cu cine ești căsătorit, cu ăsta, sau cu asta. De pe ca după caz, știi? Asta e viața, nu? V-ați plăcut, v-ați întâlnit, v-ați sărutat, v-ați regulat, v-ați căsătorit într-o lună. După care, cu asta, sau cu asta, de 8 clase, sau nici la terminal liceu. Dar ce? Bat cuie, repar, îndrept, fac, dreg. Sau ea spune, spăl, calc, apretez, te sărut, te, trei puncte la... Și tot așa. Interesant, nu? După care, dragule, trebuie să faci ceva, să-ți ții, sau dragă, locul de muncă în viață. Pentru că ai o familie cu mine, pentru că ai zis, da, mi-ai silit de voie și de nimeni. Vrei să-ți întemeiezi o familie alături de mine, la care ea răspunde, da, sau el, da. Dar trebuie să-mi dai acel RCA în viață. Pentru că nu înțelegi tu, dragul. Nu e chintesența acestui monolog, să spunem. Sau, dragă, chintesența acestei povești. Cum că eu am făcut atâtea clase și n-am terminat liceul, știi? Dragule sau dragă, după caz, și am și o vârstă înaintată și nu mai pot să termin liceul ca să îmi păstrez locul de muncă. Așa că, dragă, băiatule, îți fac copil, bat ești, familie ne-am întemeiat, eu îl cresc, pe gură te-am sărutat. Pa! Și muncești ca nebun. Pentru că tu ai 15 clase peste mine. Și liceu, și facultate, și toate cele. Aceasta este chintesența gândirii. După care, partea cealaltă cu băiatul. Păi da, o să mă duc să muncesc, să fac, să nu știu ce, să dreg. Dar ca ce te duci? Pentru că în România este chestia aceea. Fără liceu, nici gunoier nu te angajezi. Și ce aveți ca studii? Studii liceale sau medii? Nu, nu, nu la mediu, la lung.
știe să răspunde sau ceva de genul. El se va simți jignit sau ea se va simți jignită când nu am lungă, o am medie sau invers, sau nu am așa, o am mică. Pentru că aceasta este chintesența supraviețuirii umane a omului. Și pe care o să înceapă să te îmbrăvădească cu o poveste turco-românească că tu ți-ai dorit o relație de lungă durată, ea sau el era disponibil la început de povestea cu hai la o întâlnire, hai la un pupic, întâlnire și pupic, la treia întâlnire, opa, deja într-o săptămână s-a întâmplat, întâlnire, pupic regulat și în 2 săptămâni ai ajuns la starea civilă, că doar asta e viața. Bun, și dacă băiatul începe, păi da, dar știi, mi se dă munca cea mai grea să o fac. Păi dacă nu ți-a plăcut cartea cândva, o să râzi și o să plângi. Să bați cuie cu târcnă copul. Să scoți cuie cu dinții. Să faci ca betoniera, ca băiat. Da, iar la fată, dragule, ți-am făcut un băiat, trebuie să-l creștem, eu intru în concediu de maternitate. Și totul e perfect, frate. Perfect. Perfect legal. El sau ea trebuie să mă agăț neapărat de acest băiat sau această fată, în funcție de, după caz, sau după necesități, și iese cu chintesența esențială a supraviețuirii umane și a face fericit membrii familiei, că nu-ți trebuie carte în viață ca să ieși viu din procesul vieții. Bun, și la început o să înceapă. A, pentru el mă fac frumoasă. Mă parfumez, mă spreiez, mă șmecheresc, nu știu ce. El. Pentru ea mă fac frumos, mă bărbirez, mă spreiesc, mă nu știu cum, nu știu ce. Frecții. Încearcă să-mi îmbrobodească treaba mai mult decât trebuie. Până când apare chestia aceea. Prietenii tăi și prietenii lui. Cu asta, o să auzi, da, ce are? După care, după ce pleci de la masă, când ai ieșit cu ei în oraș, știi cum râde Mattley din desenele animate? Așa o să râdă. Știi? Chintesența esențială de a ieși viu după o distracție și o lipsă de sau un chiot de la școală. Acum că vine și la pachet cu coronavirusul, că na, nu putem să trăim și fără coronavirus. Că na, a apărut un virus portal pentru toată lumea, trebuie să porți mască. Dacă ai plecat la muncă în țară, în afara țării, ești pur și simplu mort pentru că nu ai cetățenie. Când te duci la spital, toată lumea se știa. Mă duc în altă țară, mă descurc, dacă e ceva, mă întorc cu coada între picioare în țară. Dacă se întâmplă un accident, ceva, o boală, mai plătesc, mai nu știu ce, mai păgăresc,
Mângăresc și nu știu ce. E, a venit coronavirus. Te costă 1000 de euro doar ca să ții un posibil tratament. Așa că se întorc în țară, știi? Disperați că nu se pot angaja pentru că, na, era mai importantă lipsa de la școală decât să termine cele 12 clase ca să angajeze măcar și ca și gunoier în țară. Și îți vine în țară cu ideile de afară. Păi dacă ai ști cum e afară, acolo se stă sardea. Român cu român să fie. Parlando bene. Că în Italia așa e. Ia spală fund de bătrânel sau bătrânica, iar ea, iar el muncește cu brandul, cu spinarea pe șantierul italienesc să le producă case. E numai că a venit coronavirus. Hai. Ce n-au reușit italienii să-i ușuiască pe români la voi în țară, francezii la voi în țară, spanioli la voi în țară, portughezii la fel, francezii la fel, nemții la fel, a făcut oxi cu coronavirus la voi în țară și se întorc. Păi da, de acolo nu conta, am găsit una păpușa, mucho gracias. Nu ne interesa școala. Eram român cu român. Vorbeam și română și spărgeam și un pic de italiană sau franceză sau germană sau spaniolă, portugheză. Ce mai vrei tu să-i spui? Și acum, domne, când vii în țară și acum vie, mamă, alea 12 clase care nu le-am terminat. Wow! Nu-mi găsesc loc de muncă. Wow! Mai are ceva marafeti? Dacă nu găsește fata care să o îmbrobodească, că are două variante. Unu, ori îl investește în el, ori doi, investește în păpușă sau în domn. Îl îmbrobodește una, două, pac, pac, harcea, parcea, fac. Bine, fac. Știi? Te îmbrobodește una, două, la sfârșit, după ieșirea la starea civilă, sau în fața ofițerului de la starea civilă, îți spune pe românește ce ai auzit de voi nesilit de nimeni și nu știu ce, ești de acord să fii nevasta mea? La care ea răspunde, da, că m-am săturat să fiu singură toată viața mea. El, de voie și nesilit de nimeni, ești de acord să o iei pe ea de soție? Da, că trebuie să am un RCA în țara mea. Că deja m-am întors din Italia ta și n-am cetățenia ta, drepturile tale din Spania ta, Franța ta, Germania ta, Italia ta și tot așa. Și uite așa apar ecrocii la colț de stradă. Bun, și continuăm mai departe. Pentru că tu ai peste mine 15 clase și eu n-am, trebuie să mă întreții pe mine. Dacă ai fata, e simplu. Stă întinsă pe spate, primește indemnizație de maternitate. Dacă e el, la fel.
Ești părinte, du-te și caută să crești copilul sau mai știu eu ce. Și uite așa, aici, la început nu ne iubeam, dar a venit coronavirusul și ne-am strâns ca în Italia și în Spania. Vorbim aceeași limbă, chiar în țara mea, nu mai mă înjură italianul sau italianca sau franțuzoaica sau spanioloaica sau portugheza. Sau nemțoaica, când o șterg la fund, ca am tras un părț cu stropi pe chiloți. Și s-a pătat. Și trebuie spălat. Urât, nu? Da, e papușă, ba. Parlando, mucho gracias. S-a dus. Reset. Am venit în România. Trebuie să am drepturi de RCA, de casă, familie, toate cele. Cu oricine. După care, acum ai aflat de ce toți ne spun că suntem niște hoți și toate cele. Doar ai auzit povestea de dragoste dintre românca plecată în Italia să spele un fund de bătrân când, ce să vezi, s-a însurat cu dumnealui. Sau cu francezul, sau cu neamțul, sau cu italianul, sau cu spaniolul, sau cu portughezul, sau cu neamțul. Dar cum e cu român? Români cu român au drepturi. Au venit în țară. Interesant, nu? Târziu își vor da seama că, de fapt, ea a încercat să-l îmbrobodească pe el, sau invers, el a încercat să o îmbrobodească pe ea, că în afară n-avea drepturi, iar în țară, chiar dacă era băiat muncitor pe șantier, el sau ea, gospodină sau mă știu ce, de dacă în afară, este văzut prost sau văzută prost datorită faptului că studiile românești sub 12 clase nu mai sunt recunoscute, frate. A furisită Ecaterina Andronescu. Nu mai este de vină. Toată lumea trebuie să aibă liceu. Înainte era școala profesională. Acum, dacă nici școala profesională n-a terminat și pe pământ românesc a reaterizat, care-i drepturi, interesant. Nu? Și începe ea. Și mă fac frumoasă pentru el, mă fardez și nu știu ce, și mă îmbujorez și mă parfumez și mă spăl și nu știu ce. Ca să se consume relații. El. Trebuie să tac, să fac, să dreg, să nu știu ce. Fac! Am plecat din afară, a venit coronavirusul pe mine, și am ajuns în jur cu fac. E mai ceva de genul cum eram odată, cred că mă întorceam de la muncă, să zic așa. Și era în București spre Ploiești, în gara de nord, singura gara țării, că celelalte sunt stații, pentru că așa se zice. Toate trenurile pleacă din gara de nord și opresc în toate stațiile. E o aberație. În fine, era și Orient Express. Da, celebru Orient Express. Cu vagoanele lui, albastre și toate cele. Nu era locomotiva cu aburi, cum era pe vremuri. Dar era o locomotivă românească care se retrăgea spre Viena,
În plecare, Orientul Express, iar a noastră locomotivă, bineînțeles. La Curtici se oprește. Căutau și varianta de, Doamne, să fie o locomotivă bună, să nu se ardă sau să nu sară din juctorul, că ne facem de râs cu al nostru Orient Express. Pardon, al vostru Orient Express, că al nostru nu mai există. În fine, și erau acolo și, hai să spunem, altățile regale. Adică principele Radu, Margareta și toate cele. Principele Radu, sau alteța sa regală, Radu, așa, le spunea oamenilor ce trebuie să facă. Trebuie să faceți acest lucru, acest lucru și acest lucru și acest lucru. Numai că în protocolul regal îți spune ceva interesant. Să nu înjuri. Și la un moment dat se întâmplă ceva și scoate o perlă pe gură în public. Că or fi în pat, ceva de genul. Așa. Regal, asta e partea a doua. În fine. Și laude. Ce ai zis? Să nu mă audă. De fapt, să nu mă audă, să nu mă audă că mă apostrofează custodele. Să nu mă audă, să nu mă audă. Vă rog să nu mă spuneți. Știi? Adică ceva de genul. E, cam așa e și acum. S-a întors de afară cu drepturi, care cetățenie de român, că dacă se întâmplă ceva cu Xi, din cauza lui Xi și a coronavirusului, trebuie să supraviețuiască și el cumva. Și acum are și el niște clase, dar nu toate bune. Știi? Dar are experiența vieții. Și mai importantă, din punctul lui sau din punctul ei de vedere, experiența vieții. Mă, nu știu dacă e așa sau nu e așa. Pentru că experiența vieții ți-a spus un lucru. Ai lipsit la școală și n-ai terminat cele 12 clase la școală. De ce încerci să faci o înșelăciune ca afară? Și acum găsești săracul băiat tont care să te ia la sub braț că ai 8 clase. Corect? Corect. Să te ajute să ieși în viață viu. Sau din procesul vieții. A început în ziua când te-ai născut și să termină, nu știu, după ce termină și istoricii, că tu te-ai dus în pământ. Bun. Revenim. Ea procrează, adică face copil, naște. El trebuie să îmbrăbădească o săracă fată ca prima dată. Ca în afară, că na. În afară erai salahor sau muncitor pe șantier. Le dai cu ciocanul în grinda pentru când se turna placa de beton pentru casa italianului sau italiencei, spanioleicei, franțuzoaicei, nemțoaicei, portughezei și toată Europa. Tare, nu? Practic, excrocherie românească. Mai are să spună, și tu ce ai? Am dragi pe ăsta care vorbește acum. Că vorbește ca o moară hodorogită și nu se oprește. Și tu ce mai ai? Am o mașină cu o emblemă ca a ta. Dar e mai veche ca a ta, e pe retro. Dar e de altă clasă decât a ta. Înțelegi ce vrea să spună? Practic ți-a spus-o în față. E o mașină mai nouă, dar de o clasă
Să sperăm că a ta e mai bună decât a lui. Ca și clasă. Că altfel ai pus-o. Că despre fată, când vine, e mai simplu să naști. Că doar așa fac ăia, dă etnie. Ce facem, dragă? Spălăm copilul? Iar răspunsul pirandei este simplu. Mai facem unul. Punct. Așa, afli, vrei, nu vrei, că în România escrocheria crește mai ceva ca pădurea care descrește.